Salut, salut Petrișor, salut! Hai că văd că se aude și se aude destul de bine. Ce muzică de calitate! Ce faceți, dragilor? Care mai sunteți? Care nu mai sunteți? Petrișor, ai fost ieri aseară pe live? N-ai fost. Nu te-am văzut. Unde ai dispărut? Unde mi-ai fost? Hai să vedem aici ce echipă avem noi la calificări. Între timp mai intrăm și pe transferuri. Lasă-mă vrăjeala că n-aveam cum să te văd. Tu știi că eu observ tot. Dar tu nu erai. Erai nici undercover, nici nimic. Ia uite, s-a vândut ăsta, Petrișor. Achire Garay. Achire Garay. Și aici mai avem carduri. Astea nu le-am văzut. Uite. Ia, ăsta. Salut, Raul, salut, salut. 450. Dar ce sunt... Mersi, mersi. Da, pe mi-a zis de ieri. Mi-a zis de seară că vine la amicale. El are numai avioane în cap. Ce ai făcut aseară cu calificările, Raul? Îmi părea mie cunosc cu numele. Chiar îmi părea cunosc cu numele. Două victorii din cinci. Bravo! Nu e rău. Câte victorii trebuie să faci? Bănuiesc din 10 sau din câte? Hai că între timp am schimbat și noi echipa, da? L-am băgat pe Courtois în poartă, l-avem pe Mendy, îl avem pe Tancu de Rudiger, Saliba, Walker, iar în centru avem Tonali cu Valverde, Messică, iar în atac îl avem pe Beasley, Alvarez și cu Diaby. Salut, Nair, da, salut, salut. Trebuie să joc 40 de meciuri până pe 14 noiembrie, nu știu exact. Oi, de capul meu. Ai ceva de jucat. Ai ceva de jucat. Iar rezerve avem Rolfo, Baltimore, Kevin De Bruyne, Nuno Mendes, Dan Juma, Boanga și cu Davor Suker. Davor Suker. Deci ăla nu obosește niciodată Alvarez. Am înțeles, să înțeleg că are capacitate mare de efort. Iar antrenor îl avem pe Daversa. Ok, am echipă bună. Hai să vedem cum se mișcă și la joc echipa asta bună, da? Și pam, 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 pam. A, da? N-am știut. Care trade special? Am, îl văd pe meu, mă ia capul. Deci când îl văd pe meu, mă ia capul. Că știu că a dat golul 2, cum l-a dat Bellingham, golul 2, mă ia capul. Bine, primul i-a dat rachetone. I-a dat-o la meu, la Ter Stegen. Dar mie mi s-a părut că Ter Stegen totuși a dat pe sub minge. Nu știu de ce am impresia asta. În fine, ideea e că ne-a bătut Realul. Așa, și hai să începem. Let's play. Let's play Champions. Aici avem calificările. Știu. Știu că mi-ai zis la fel și după aia m-am mai uitat pe reluări și parcă mi s-a părut că, nu știu, parcă intra mingea prin mine. În fine. De obicei eu nu prea zic nimic, dar hai că ne strângem ușor, ușor. Văd că suntem 10. 15, 20 acolo. Hai.
Hai, ușor, ușor, așa. Bătrânește. Văd că nu vă place să vă uitați acolo la fotbal, la mini-fotbal. Lasă că există posibilitatea să transmit în continuu. Poate nu o să mai am timp de FIFA și o să transmit numai mini-fotbal. Ce o să faceți? Nu o să intrați? Petrișor, că te mănânc. Hai să-i dăm drumul la joacă. Are agilitate bună, bun. Hai că testăm acum, vedem ce poate. Că poate nu e pe placul meu, dar dacă e agil, e clar pe placul meu. He, ia uitați-l pe Petrișura meu. Era să fac acum o glumă deplasată, dar nu știu cine e pe live și că vreau să zic să ră... Ah, dar mai bine tac. Ce să faci? Oh, uite pe ăsta ce echipare. L-are pe Mostovoi, Dembele. Băi, ești nebun. Son, Nunez acolo. Uite-mă iar. Dar cum, frate? Cum? Visual. Camera. Tata, unde te duci, mamă? Ce lagam, robică. Ce facem, tata? Ha? Păi te, mă, cartonaș galben dacă ai oprit joaca, nu? Sau? Opa! Am văzut, am văzut. Hai că Messi a început recitalul. A început recitalul. Sunt pe atac. Sunt pe atac.
Salut, Alecu, salut, salut. Ce ai făcut? Mamă, ăsta e de roșu clar. Ia uite-o, mă! Ia uite-o cu pe cu mătra, mă! Ea n-a văzut, mă, că a fost nici de galben, mă. Auzi la ea, mă. Da, tată, da, așa. Nu-i lăsa. Regele, două, pam, a plecat. Am văzut, mă, Raul, dar nu înțeleg de ce. Că doar ai net foarte bun. Eu aș fi dat drumul la televizor, dar eu dacă am dat drumul la televizor, știi că ți-am mai povestit-o ție. Că la mine eu cred că zi, cablu TV și cu internetul spația și eu nu înțeleg cum poate să facă treaba asta, dar în fine. Spația și rețea, cred, nu știu. Balon de aur, părere? Ce te interesează? Ca părere. Adică dacă merita sau nu la asta? Da, Messi că-l fură de fiecare dată. Nu, e că am citit tot felul de bazaconii, îți dai seama. Păi cum? Păi l-a furat, normal că l-a furat. De-aia a dat 50 de goluri doar sezonul ăsta și a mai câștigat și a mai fost și campion mondial. Bine, o să veniți și o să-mi ziceți. Păi știi, dar au fost și alții. Au fost alții, da? Și Messi, când ții minte, a pierdut campionatul mondial, finala campionatului mondial cu Germania. Nu știu dacă a luat balonul de aur atunci. Cred că a luat Cristiano Ronaldo. Și a jucat o finală de campionat mondial. Și a dat și o căruță de goluri în perioada aia, dacă nu mă înșel. Nu zic că țin cu Messi, dar prea se exagerează. Asta cu furatul lasă de dorit. Nu zice nimeni că nu, că Haaland a făcut un sezon senzație, da, e adevărat. Dar Haaland nu știu dacă face diferența cum o face Messi. Asta e părerea mea. Ok, e marcator. Eu vorbesc când mă refer la fotbal, mă refer la diferență prin pase, prin driblinguri. Adică fotbal total. Ofsaid mare. Salut, George, imediat. Stai că răspundem imediat. Nu e, dar eu nu sunt, adică nu vreau să... Lasă-o. Aici mi-a apărat. Salut, Romeo. De unde trecerea de la fotbal la YouTube?
Dați de mult pe YouTube, George. Din pandemie. În pandemie toată lumea a făcut YouTube, nu? Din pandemie, tata. Haide, mă, bagă un ațe, bă, frate, bă. Salut, Toader, salut. Hai, ce pasă i-ai dat direct. Pa, pa. Credeam că... E, na. Păi știu că multă lume... Am făcut cu camera, am avut o perioadă când am făcut cu camera, George, după aia am renunțat la cameră. Și n-am mai făcut cu camera acum, că na. Lumea e sceptică. Când faci YouTube, n-ai voie să faci YouTube. Dar o iau pe afară când fac. N-au nicio treabă. Doar la noi, în România, e conceptul ăsta. O mai zic că e Neymar care face YouTube și are milioane de urmăritori și mai și încasează zeci și sute de milioane de dolari. Și nu-i mai zice nimeni nimic lui ăla că ăla face YouTube. O mai în România, ai văzut? Bă, ăla face YouTube. Mamă, săracul. Bă, mă, fac că-mi place. Bine, a început să-mi placă, nu că... Că dacă începi și faci YouTube, o să... Oricine face YouTube, o să-și dea seama că una e să faci YouTube, și streaming, să joci FIFA pe stream și alta e să te joci așa, doar, adică lucruri diferite și începe să-ți placă, aia e problema. Salut, Cătălin, salut! Te numeri printre jucătorii mei favoriți. Oh, mă bucur. Mă bucur. Da, mă, da, știu, știu. Știu că noi chiar râdeam. Vorbeam de conceptul ăsta, mentalitatea asta care o avem, știi? O să-i dau. Ok. România în semifinală? Foarte bine. Știu că am fost, îi știu pe băieții care sunt acolo la mini fotbal, pentru că am fost și eu cu, am fost în Champions League cu ei anii trecuți. Anul trecut, de fapt. Am fost cu ei în Champions League, o mare parte dintre ei. Acum sunt la echipa națională. Bine, Borcea anul trecut și a româna la mini fotbal. Da, în grupe, mi se pare. Și tot n-a cedat. Văd că a început să joace din ce în ce mai bine. Păi am o invitație de a mă duce la... Că știți că sunt două turnee. Este cel de mini fotbal și este Soca. Vorbim de echipa națională. Și mi-a propus selecționerul Franței, dar Radu Burciu chiar mi-a propus treaba asta, să mă duc la echipa națională, dacă vreau. Dar eu cred că o să fiu cu școala. Cred că o să fiu cu școala, că e mini fotbal și e soca. Și ar fi avut nevoie de mine la soca. Dar, na. Eu sunt cu școala, trebuie să încep școala, licența pro și e mai greu.
Salut, Edi, salut. Cavolo, non dai și noi un gol pe colțul scurt? Ia uite cum a trecut mingea. Da, păi Dorinel era jucător antrenor la CFR Cluj. Salut, George, salut, salut, salut. Ia să vedem cine a mai venit, cineva nou care nu l-a salutat. Nu, George a scris. Așa. A venit și George Coman și Edi. Salut, Evi. Da, nervi de oțel, ai dreptate, ai dreptate. Salut, Lucian. Câte fac? Păi am făcut primul weekend, am făcut 9. Weekendul trecut am făcut 11 și acum rămâne de văzut. Hai că m-am concentrat mai mult pe chat și nu m-am concentrat pe joc aici. Uite pe ăsta ce avea de gând să fac. Să ceară... Să ceară offside. Cine să fie? Care Taliba? Că nu... Dar de ce rămâne mingea la piciorii ei, mă? Uite, fault și nu dă. Ce volan. Da, bă, dar de ce n-a dat Mesică cu exteriorul, bă, frate, bă? Da, bă, Mesică, mă. Da, un exterior acolo scurt.
Excellent. Da. Albu, albu. Talibanul. Stai mă că știu pe Talibanul. Talibanul mi-e cunoscut. Zici de Albina, mă? Sau antrenorul cu portarii? Stai că nu mai știu care cum mai sunt. Hai, uite-l pe ăsta. Iar s-a sărit firul. Bă, cum se întâmplă, mă, că nu mă dă fiecare dată. A intrat Andra? Unde e Andra? Da, mai a dat lui ăsta, dacă nu l-a blocat de la rupt. Ce preluare lungă și-a făcut, mă, numai ea. Ce să-i fac? Mamă, ce să fac? Dacă a intrat și Andra, o salut, dar n-am văzut, chiar n-am văzut. De-aia am și pus la 15 secunde, ca să am timp să văd. Deci v-am răspuns și cu mini fotbalul. De ce nu? Am fost la Champions League la mini fotbal. S-a ținut în Muntenegru anul trecut. Am terminat pe locul 4. Anul ăsta s-a ținut la Oradea și tot așa. Nu tot așa. Ba, tot așa. Au fost în semifinale trei echipe din România. Acum la fel, în semifinale anul ăsta la Oradea au fost tot trei echipe din România. Dar finala au câștigat tot cei din Azerbaijan. I-au bătut pe echipa lui Băurceanu. I-au bătut pe Galați în final. Juventus Galați, sau nu știu cum s-au numit ei. Vorbesc de echipa de Old Boys, dar tot ăștia de la Galați au avut echipă mai tânără, sau invers, nu mai știu. Că sunt, de fapt, sunt două vârste. E o vârstă până în 40 de ani
Și una Old Boys peste 40. Iar Galați au avut două echipe și una dintre ele a câștigat Champions League-ul la Oradea. Iar Europa League, cum ar veni, da, Europa League la mini fotbal, a jucat echipa din Brașov, Regio, da, campioana Brașovului, cum ar veni, la mini fotbal. Dar nu Old Boys, campioana, adică și tineret și echipa de fotbal, de mini fotbal. Regio au câștigat, au ajuns în finală și i-a bătut Sibiu. Deci, campioană la Champions League la mini fotbal avem România, campioană la EFA sau cum se numește, cum ar veni Europa League, avem tot din România. Deci, ca să nu mai zic că avem 5 sau 6 trofee câștigate, dacă nu mă înșel, sunt 5 sau 6 trofee câștigate la campionatul european. E, dar mini fotbalul este omologat de anul ăsta ca sport. Până acum nu a fost ca sport profesionist. Din câte știu eu, anul ăsta a fost omologat. De asta, nu știu dacă ați sesizat mulți dintre voi, de asta au început să și casele de pariuri și tot ce ei au început să sponsorizeze mini fotbal, echipa națională de mini fotbal. De ce? Pentru că e sport omologat, înainte nu era. Înțelegeți? Deci nu era. De asta nu știm. Acum când e sport oficial, e omologat, o să fie și în alte țări omologat, vă dați seama și lucrurile se vor schimba. Cu siguranță se vor schimba. Cei care au câștigat trofee o să rămână cu ele și cu palmaresul frumos, pentru că de acum înainte o să fie foarte, foarte greu să câștigi un campionat european sau unul mondial chiar. Poate cine știe, poate reușesc băieții ăștia acum să câștige campionatul mondial. Că în rest au vreo 5-6 trofee, campionate europene, dacă nu mă înșel. Te uiți diseară la Ucluj cu CFR? Mă uit. Chit că am un Zoom, da, nu-i problemă, mă uit și la meci, ascult și ce am de ascultat. Nu-i problemă, facem mai multe lucruri. Hai să ne calificăm, să vedem dacă mergem mai departe. Uite pe asta ce echipă are. L-are pe Sterling, pe Mathieu Cunha. Nu. Să știi că Mici n-am mai mâncat de atunci, de când a fost. Cred că a fost ultima oară. Uite, bă, că a venit, bă, frate, a venit după mine până la tuș. N-am crezut că vine după mine. Asta trebuie să fie cabezon, golațu. Stai cu minte, bă, că mai jucăm și la anticipare. Tu crezi că noi am crescut în copa... Aoleu, Messi, că dai drumul. Faul, bă, de galben! În rasa ta de arbitru!
Ah, mă, că nu se poate așa ceva, mă. Ai, de băga, așa ceva nu se poate. Fault în lateral, nicio treabă, ok, n-a dat în minge, dar nu poți să-i dai roșu. Deci n-ai cum să-i dai roșu. Deci n-ai cum să-i dai roșu, bă, băiatule. Da. Unde ești, Rolfo? Treci. Treci că ne-a executat. Haf. Și ca să vezi, mă, înainte. Deci, bă, înainte cu o fază, topor mi-a dat ăla la jumatea ta. Nu, mă, n-a dat nimeni. Uite-l pe Salah ce se agită acolo ca un Pepsi. Uite, mingea nu trebuie, ia. Pe cu minte, mă, unde vii, mă, mielule tare așa, mă? Bă, dar să dai așa pase, bă, special, frate. Salut, Max, salut, salut, salut. Salut, Alin, salut, salut. Ce l-am dezmembrat? Mamă, nebunește ăsta. Bă, de ce ăsta nebunește, mă? Stai că-i dau gol cu capul și cu... El, animal! Stai să vezi acum, ia. Cu Rüdiger îi dau gol cu cap. Dar îmi place că ăsta vine după mine, așa, hați. Mamă, Rudiger ți-a sărit.
bă, minge cu ei în mână, trăiască ție! Bă, băiatule, uite-l pe ăsta, are mingea în mână și nu-i... Ăsta cine-i, mă? Courtois? Mă, i-a fost greu să se plece, trăiască familia lui. Dar s-a terminat, frate, timpul ăsta e... Bă, dar nu se poate, bă, s-a terminat timpul, bă! Cum, bă, că era minutul 46, bă? Nu se poate, mă. Deci nu se poate și ceva. Bă, mă lași, bă, frate. Salut, Dan, salut, salut, salut. Vrei să-l iei pe Bellingham? N-am jucat cu el, nu știu cum este. Hai, mă, că nu se poate. Și ce, dacă era 4, 5, 5, 7, nu putea să fluiere, mă? Ai făcut cei doi hero? Și ce ți-a dat? Uite ce ne întreabă. Hero-ul avem pe ăla din stânga. Petrișor, ai făcut pe amândoi? Nu, doar un avem. Doar un hero. Dar nu mai știu cum îi cheamă. Bă, dar ce pase îmi dă jocul, ce petardă de joc, bă, băiatule. Zici că o face special, frate. Dar de ce te retragi, mă? Asta n-am înțeles la FIFA, de ce se retrage când eu îl am în prim plan pe el? Uite și acum.
Ce pressing bun am făcut și ce pasă mi-a dat belitul ăsta, bă, băiatule. Penalti. Rasa ta. Eu iau. Ah, deci nu ne-a dat nimic, auzi. Auzi, Max, ce ne-a zis, ce a zis Petrișor acolo. Că a făcut și nu ne-a dat nimic. Bă, dar ce m-a ars asta cu cartonașul roșu, serios acum. M-a ars de numai. Messi că nu mă poate. Trebuie să țină de minge aici. Bă, dar Rolfo se mișcă foarte, foarte bine, mă. Cardul ăsta. Trebuie să trag un pic de mine. Ți-a dat Brolin și Meg... Mamă, ce card... Ăstea-s bune? Că nu știu, Max. Cum-s cardurile? Uite-l pe ăla cum a luat mingea, bă. Din piciorul ăsta. Din piciorul fundașului a luat mingea. Bă, ești nebun. A, uite-l pe ăsta, bă. Ce face arbitru ăsta, bă, băiatule. Ăsta a dat la mine. A dat în minge de o oră, trăiască familia ta de golan. Uite, și acum m-am dus și nu s-a dus. Bă, de o oră m-am dus, mă, frate, am băgat alunecare de o oră și tu ai întors-o. Bă, dar să trăiască familia lui, că numai în adversar se duce, mă. Bă, dar cum poți să te duci în el și să dai așa pasă, mă? Sus! Watkins de la SBC. McManaman e decent, dar am două meciuri și 6 goluri cu el. Păi și nu e ok? Păi nu o să mai dau niciun minge afară, mă. Acum, serios, asta e bătaie de joc, tata. Mamă, Messi mai poate? 60, nu mai, altul. Altul care, da, bă, sucăr. Așa.
Așa, joc așa, Diaby, în locul lui Diaby, mai avem vreunul cu viteză, cu Kjaerosen, 89, cine asta? Mendes. Ne-l băgăm pe Mendes și jucăm cu Mendes, așa, stânga mai jos și joc cu Rolfo mai sus. Da, e că facem noi acum planul de bătaie. E bine atunci, dacă merge bine. Haide, mă! Stai, mă, că nu merge joystick-ul iar, mă. Sau nu mă lăsa asta, ia. Uitați-vă și voi. Nu, mă, dar nu se poate așa ceva, frate. E serios. Ce ai făcut, bă, tată? Ia de aici! Unde pleci? Joker jos! Bă, dar ce greu mi-o întoarce, bă, pă. Opa, s-a terminat ăla, va. Ia de aici, că n-ai servici. Ziua mă văd. Dacă dau gol, se termină. Bă, știți ce e bine? E bine că n-am camera pe mine. Așa e doar că mă auziți. Și că am noroc, că am barbă, că dacă nu... Cred că rămânem fără firele de păr în cap. Dai că mi-am luat aminte că mai trebuie să mai fac niște schimbări. Pe cine? Mă, Kevin De Bruyne are două viteze, încet și foarte încet. Bă, ești nebun. Extremă dreaptă. Băgăm pe Dan Juma asta. Pun camera. Camera când o să o pun. Dacă pun camera înseamnă că fotbalul nu mai este opțiune. Așa că... Mă gândeam că nu e offside. Chiar mă gândeam.
Bă, dar n-am putut deloc să dau la poartă în rasa lui de joc. Doamne, Dumnezeule! Ia, 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 ia! Alo! Mă mir, mă mir ca fluiera, mă! Da, mă, da! Așa, tată, da! Păi, da, ce facem? Bă, și-am jucat și cu un om în minus de la început, mă. E greu tare, mă. Sincer, e greu tare, tare. A, uite, 2-1. Stai că trebuie să mergem un pic, nu la Rivals. Să mergem la Squad Battle. Așa, dacă te supără, încă mai am Varan. Mama, dacă merg în prelungiri la toate meciurile, îți dai seama că mai ia cap. Tu ce ai? A, deci Varan este? Păi dă-mă să joc cu Varan, să văd cum e cuplul ăsta. Ia-te-l pe Saliba, dă-l deoparte. Da, mă, da, 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 da. Îi rezolv, normal. Normal că îi rezolv. Păi. Nu așa trebuie. Smith și ăsta ce joacă? Nu știu ce joacă, uite pe ăsta ce atacanți are. Rulare pe Griezmann, Haaland, Son, Rodrigo.
schimbare echipărea deloc. Deci nouă ne mai trebuie două victorii, nu? Hai să vedem cum te aperi. Bă, da, eu acum serios, la mine de ăsta numai gherle dă pase, frate. Nu mă petarde, dă pase, dă mă. Ia, uite-l pe Varan ce face! Mamă, Varan iar pleacă de... Deci Varan... Nici n-a început meciul și Varan pleca la Ghebe. La Gheaba SRL. Asta mă ia, mă pasează, mă întinde. Bă, da, Messi nu mai trece de niciunul, mă? Așa cu mingea la picior? Sau nu se poate? Uite cum a sărit mingea la el. Cum a sărit mingea la el, ce bulan. Ce bulan, frate. Da, dă bă și tu o pasă pân gaură ca lumea, frate, ia. Că n-are cum. A ieșit din presiunea asta. Ce bulan ai, frățioare, că ți-ai și sufletelul tău. Când dau pase, vin toate la tine. Bă, dar nu se poate, mă, să însară mingea numai în el, sare, frate, ia. Ia uitați-vă și voi, zici că-s la flipper, mă. Știți, mă, flipper, pinballul ăla? Ce vorbești? Dar nu am cuvinte, mă. Ce să le fac, frate? Da, uitați-vă și voi, două consecutive, trei. Ce să le fac, mă? Varan, am pus-o pe asta.
Nu-ți place să dai diagonale și să schimbi. Că nu se poate, frate, toate mingile sar din el, mă. Ia uite, iar. Mingea la mine sare la el. Ce să trag, mă, că deja mi-a pus ăsta capsa, deci... Dar eu am avut 3 ocazii de gol, el a dat 3 goluri. Ce să-i fac, ea? Deci n-ai! Da. E bubuia la mare, e chinuia la mare. Trebuie să fac 4 ca să nu mai am stres. Ia uite, frate, ia. Băi, ești nebunul de ăsta, nici faul mă mâncați, ești gură ta. Mă, mai dă-te, zici că sari. Trăiască ție. A, uite-l pe ăsta, cum sare mingea din el, bă, băiatule, bă. Cine să vină? N-a venit, mă, nimeni, Vasile. N-a venit.
Ia ce ție de mie, ia. Ia, da, mă, penalti! Că s-a băgat în mine! Rasa lui de joc! Acum s-a pus la pasat, mă. Păi, eu ce zic, șmecheri. Tot el bate, mă, mâncați, ești curat. Ia uite-l cum dă prin mine, bă, băiatule. Incredibil, mă. Cum să-i dai, mă, pasă numai? O să-i nu? Da, mă, dă offside la mine, mă. Păi da, cum, mă, ești nebun? Ești nebun la cap. Păi da, cum să-i dea lui offside? Ești tâmpit. Opa. Da, stai așa că nu e așa. Stai așa că nu e așa. Da. Dai să vedem ce mai schimbăm noi pe aici, pe în față. Diaby, Mesică și Diaby. Na, mă, îi las așa, n-am ce să fac. Bă, dar nu, cum se face, mă, că mi-a... Uite ce fac. Zgâții tăi cu joystick-ul și cu firul lui. Ia uite-l, mă. Uite-l, mă. Gol! Dă gol în rasa ta că ai toată poarta în față! Ai, bă, cu jocul ăsta! După ce că l-a ajutat 3 șuturi, a dat 3 goluri, dă, bă, gol! Uite-l, mă, tot el dă cu capul, mă, frate. Hmm.
Bă, spuneți-mă de unde să-mi iau un fir, mă, dar degeaba, mă, că nu înțelegeți ce fir îmi trebuie mie. Îmi trebuie un fir de la joystick, fraților. Păi cum, mă, are toată poarta în față și dă în el, mă, ce e aia din 3 metri? Arată că are 8 șuturi. De unde 8 șuturi, mă? Na, uite și tu gol. Uite, s-a lovit în mine. Uite și tu vincul. La el, da? Aici nu am ce să mai... A, ah, uite salvarea lui Oblak. Ia, stai să vedem. Ia. Uite, mă, nu poate să dea, mă, Varan, oriunde dă e gol, mă, ia. Uite-te și tu din 3 metri. Nu, mă, dă lui rupe mâinile ăsta. Aici, ia. Varan, iar. Tot cu capul sau cu ce? Uite, Varan, ce faci. Băi, singur, ia. A respins-o. Astea sunt paradele lui Courtois. Da. Oblak. Uitați-vă și voi. Asta e, mă, faza. Bă, deci nu se poate, mă. Deci n-ai cum, ia. Ăla-i lângă bară, bă, frate. Da. Dacă m-a luat capul puțin, e puțin spus. Păi n-are, mă, cum să nu te ia capul. E 2-2. E nasoleală mare. Da, știu. E nasoleală mare de tot. Așa am fost weekendul trecut. 2-2 și m-am oprit la 8-2. Da? Cine știe? Pe mine, primul obiectiv 4. După aceea vedem. Bă, dar nu se poate, frate. Adică, serios, mă. Eu am impresia că joystick, cum e zis, se deconectează singur, mă. Nu înțeleg de ce. Ai, Dumnezeule mare, Dumnezeule. Uită-te și tu.
Să nu dai fault. Să nu dai fault. Rudică, rute, duci, mă, băiatule, bă, vezi că asta e la poartă, a ajuns la poartă, ești nebun. Unde te-ai dus? Sau care erai tu pe acolo? A, uite-l pe meu. Fantastic, mă, așa ceva. Acum nu-i dai mă roșu. Nu-i dai mă roșu. Incredibil, frate. Uite, mi-a schimbat jucătorul singur, frate. Ia uite-l, mă. Mai are, mă, un galben. Cum, mă, cum? Că m-au și vecinii. Cum să nu-i dai galben lui Varan, mă? Ai, Doamne. Doamne, că ți-mi ești curată. Ieși, bulangiule! Ieși!
Asta știi. Nu, aha, păi da. Ați ai nevi de cărcotași ce sunteți. Eu ți-am zis, bă, că eu mă enervez, mă ia capul cu ăștia, mă, cu... Uite, de ăștia. Ce să le zic, mă? Nu le mai zic nimic. Măi, ăștia n-ar trebui să joace, mă. Eu ți-am mai zis, ție. Ăștia care ies așa, când tu egalezi, n-ar trebui să joace, mă. Care, mă, jocul ăla care trebuie să iasă următorul Petrișor? Care vine în concurență cu ei FCO ăsta? Nu, mă, nu 25, lasă, mă. Știi la ce mă refer? V-am zis de joc, mă, lasă 25, că până la 25 fac fire de păr alb în cap cu asta. De ce n-ar fi dat el din prima? Nu știu, frate. Uite și pe ăsta ce alune care bagă. Ce? După faptul că joacă cu Jairzinho și după pressing-ul ce-l face, e în muchi asta. A, adică e la limită. Zici tu? Așa îl simți tu că e la limitațion acolo? Dar ce faci, bă, frate? Mâncați-i și sufletul tău. Ce, mă? Ce roșu, mă? Ai nebunit.
Bă, incredibil, bă, ăla a fugit în poartă, bă. În loc să vină spre mine, mă. Fantastic, așa ceva, tu nu vezi, mă. Care e probabilitatea să sară mingea la el? Foarte mică, da? Ajunge fratele el. Ha, uite-l pe ăsta ce offside am dat. Excelent. Incredibil, Messi ce pas are. Pas 99, bă, băiatule. Bă, 99 are pas, mă. Jocul jocului să... Uite-l pe ăsta. Dă, bă, fă du tu 2-0 și ăsta iese, bă, Romică. Dă, bă, tu 2-0 și iese el, frate. Uite, nici acum nu merge joystick. Eu nu înțeleg ce are. Ia. Fantastic. Da. Bravo, Boromica. Ce ocazie asta. Mamă, ce șut a dat Jairzinho ăla. Băi, ești nebun. Nu m-am așteptat niciodată să joace așa.
Nu e, mă, nu știu. Nu merge joystick-ul, să știți. Deci, nu mi-a, uite, nu mi-a pas, acum are lag. Ce să-i fac, mă, frate? Spuneți-mi voi mie, ce să-i fac, că nu, nu... Normal, mă, normal, mă, că ăla era singur pe bara a doua, tu-i rup, tu-i, bă, îi rup gâtul ăsta, mă. Ia uite, frate, ce... Ia, așa, hai, dă în gol și după aia. Fantastic. Cum? Ați văzut, mă, cu Messi unde a dat? Că nu mai am, deja nu mai... Cum să te am așa, mă, că ți-ai sufletul tău? Bă, cum să te am așa, mă? Băi, 6 metri, mă, ia! Nu, mă, nu există așa ceva. Asta e biciuială. Azi e biciuială mare. După cum o văd. Ia. Hai de curtoa, că m-a păsat pe pas de o jumătate de oră, mă, Frenci, tu dormi, dormevu pe tine. Tu crezi că ești la Belgic? Uite-l pe ăsta, vine din alunecare, se întoarce, își rupe ligamentele, dar mingea rămâne, mă, frate, la el. Ia, uite-l și pe ăsta. Incredibil așa ceva. Așa ceva. Ia uite-l, mă, cât trebuie. Ridicată minge, mă, ești nebun! Incredibil, bă, băiat. Dar nu există, mă, lag, nu există nimic, ia. Doamne, Dumnezeule. În rasa lui de joc. Așa!
Bravo, bă, Beasley! Mamă, că-mi faceți pere albi. Direct. Zi-mă, Petrișor, ai văzut șutul lui Mesică? Băiatule, cum să dai o așa? I-a dat. Ce să fie prelungiri? Lasă-mă. Nu știu. Cred că eu fi zis că a furat balonul de aur și s-a supărat tare. Ne mai trebuie o victorie. Hai să vedem care de pe live mai are probleme cu conexiunea. Bă, dar ce să-i fac, mă? Cu ce să-l prind joystick-ul ăsta, mă? Să nu mă iasă, mă, că iese, mă, firul din joystick, iese permanent, mă. Clemele alea sunt foarte, foarte sensibile, mă. Oricum mici joystick-ul, un pic cum iese, mă. Incredibil, frate, așa. Incredibil. Dacă n-am cumpărat la cabluri pentru joystick, degeaba, mă. Clemele alea sunt sensibile. Rău, mă. Of. Da. Eu nu am probleme cu conexiunea. Mai nou. Mă rog, bine. Îi dai pe VPN Istanbul? Și merge, joacă așa bine. Mesică, frate, că ai cherosen în tine. Ia uite, mă, bă, dar pe pase, pe X, mă, nu poți, mă.
Mamă, ce meci am costat asta, să vedeți. Păi și mie mi-arată 26-28 de MS-uri, dar nu e chiar așa conexiunea cum... Știam, bă, știam după cum a pus pauză, știam că o să iasă. Știam. De am și vrut să-l depășesc, să-i dau pas în fața porții ca să iasă la 1-0. Roman FC, nu ești mă român cumva? Vă dau la report, mâncava-și gura voastră de... Uită-te și tu pentru ce-ți pierzi timpul, bă, băiat. Da, mă, ca să enerveze lumea mai tare, ca să... Niște imbecili. Bravo, bă, Romic, așa. King. Obiectiv îndeplinit, ne-am calificat. Ia să vedem ce... Așa, salut Antoni, salut, salut. Dar la altă viteză, doar cu Italia am avut un meci mai rar, mai se vedea sus cu roșu, în rest nicio treabă am bătut. Urmă, nemț, 0 șuturi, 6 goluri. Am înțeles. Antoni, ce face Antoni?
Uite, și eu am pingul 28, vezi? Dar nu e așa. Degeaba scrie 28-30 de MS-uri, că nu e așa. Conexiunea e slabă. De voi aveam un pahar cu apă pe aici. Cecenia! Bă, ești nebun! Foarte bine, foarte bine, Anthony. Foarte Müller. Cine era la stânga? Müller, Dembele și mai era unul. Cine era? Barney sau cum îl chema pe ăla, nu mai știu. Da. Nu vorbă petrișorii ăștia să mai joace. Nu vor să mai joace, s-au supărat tare de tot. Că nu-i ajută, mă, acolo deasupra, sus, în moalele capului, iau ceva și nu-i ajută, tu înțelegi? Aia e, nu înțelegi, aia e chestia care nu e dezvoltată acolo prea mult. Da, bă, băiatule, altceva. Mamă, ce exterior a dat. Cum se dice? Muchas gracias, amigo. Bă, dar de ce i-a jucat cu mingea singur, frate? Că el n-a apăsat pe niciun buton, i-a luat... Ia! Bă, da...
Incredibil, mă, cum cât de ușor îl dă pe Mesică la o parte, frate. Da, bă, da, așa, în rasa ta, Valverde. Uite-te cum îi dau mingea tot eu, mă. Bravo, bă, băiatule. Bă, dar cum trece ăsta așa? Pe ce ține, mă, păsadă? Trece prin mine ca prin brânză, frate. Cum alergăm așa în viteză și ținem mingea la picior? Pe ce? Pe R2 sau pe care din ele? Sau vorbesc eu prostii? R2 și mai care? Dar ce, au avut meci astăzi, Botoșaniu?
Uite, iar trece ăsta așa. Ofsaid, mă! Bă, ofsaid, mă! Ia uite-l pe ăsta, frate. Uitați-vă la el. Hai, dă-mă, că iar a ieșit joystick-ul. Nu e, bă, eu cred că e ceva de la joc. E de la joc, mă, frate, ia! Oi, frate, jocov. Doamne, uite-te la asta ce face. Acum merge, mă. Nu mai e de la joc, mă. Ceva se întâmplă cu jocul, frate, cu conexiunea jocului. Mă chinui degeaba. Ia uite-l pe ăsta unde joacă, mă. Ce să simt, bă, frate, că n-am ce să zic. Ia uite, s-a lovit. Deci vă zic eu, la golul care mi l-a dat a fost offside. Vă spun, uite, uite, să ne uităm și o să vedeți. Cum să dai, mă, pas la adversar? Am scos pe Messi fără să vreau. Da, mă, da! Cine, Alvarez? Bravo, bă, băiatule, bă!
Rasa lui de joc, că nu dă odată pas ca lumea. Ia uite-l, bă, băiatul. Bravo, bă, băiatule. Mamă, ce i-a dat Rudigerul ăla de la Julit? I-a dat de la Julit? S-au supărat băieții, bă. Vezi, mă, Petrișor, mă transform aici pe live și pleacă lumea, vezi? Ce era fain să fie lei drama. Uite, ne mai trebuie o victorie acum. Una din 6 și aia e bine cu 6. Dar ce ziceai de Alexandria? Dar unde s-a jucat? Știu că în cupă, dar unde? S-a jucat în deplasare la Alexandria, unde? Sau la Botoșani? Mi-am dat seama că e meci de cupă, dar mă gândeam unde s-a jucat, de-aia te întrebam. Dar suntem din ce în ce mai puțin, mă, de ce, mă? De ce, mă, de ce? Ia, reacțiile mele, vezi, Petrișor, tu ești de vină. Mamă, ce topor mi-a dat ăsta, roșu direct. Deci, așa topor n-ai să vezi. Asta iese, mă.
voi cu cine joc. Cine joacă în Buzău? Faro? Păi, ești nebun, i-a rămas lui ăla în mână, fii atent. El... Când am apăsat, mă, să-i dea lume sică.
Bă, dar cât de... Cum să-i dăm o minge lui? Uite-l și pe ăsta ce face. Am obosit, bă. Am obosit și văd că nici... Ia, nici ăsta. Controllerul nu mai... Asta oricum face fentosane, nu știu ce are el, dar... Incredibil. Se joacă la Buzău? La Buzău bănuiesc că se joacă, nu? Ca așa știu, când joacă echipa în Liga a doua sau Liga a treia cu prima ligă, se joacă în deplasare. Sau s-a schimbat sistemul. Incredibil. Ia uite.
Gol Buzău. No, bella. Păi de ce? Păi ce, și Faro dacă pierde, iese total din cupă? Că nu știu clasamentul. Vă dați seama că nu mai urmăresc prea mult eu. Am înțeles, n-am știut. Chiar n-am știut. Joacă, bă, în rasa ta cu joystick-ul tău ăsta astăzi și mâine. Nu, mă, dar n-ai cum, bă, frate. Bă, dar Mesică, frate, nu-i mai iau. Ia, îi iau toți mingea lui Mesică, frate. Atât de ușor, eu n-am văzut, nu. Faul nu se... Ei...
De ce Messi că acolo pasă? Fantastic. Oi, 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 oi. Bravo, bă! Așa, tată, așa. Mamă, ce dă Alvarez, deci că dă cu tunul la poartă. Hai că am făcut, știu. Știu! Am făcut 6, dar nici 6 n-am rămas. Culme. Culme, au fugit băieții repede. Nu știu dacă am atins 20. Nu cred că am atins 20. Sau? Cred că am atins 20 la un moment dat. La începutul live-ului. Da, de unde atâta? Nu, e mă că el e concentrat acolo, joacă calificări, el are treabă. Iar nu merge. Ia. Nu merge joystick-ul, iar mă. Bă, voi vedeți, uite și acum, joystick-ul meu nu merge. Ia. Ce să-i fac la joc? Ia. Și special, frate, că face jocul special, ia. Uite că special face. Așa am pierdut și meciurile trecute alea. Ia. Nu face, nu atinge firul, nu face contact cu joystick-ul. Eu ce fac în situația asta? Ia. Bă, dar serios, mă, ce are, mă? Că până acum n-a făcut așa. Hai că acum mai mergea de bine, de rău, dar acum deloc. Ia.
Uitați și voi ce mi-a făcut. Ce Mbappé, frate? Ce să mai... Ce Mbappé? Uite, nu mi-a jocul, nu-l ia, nu-l ia, nu ia joystick-ul. Dacă a plecat ce? Nu știu dacă a plecat. Uitați-vă și voi din jocul meu câștigat, uitați-vă ce s-a întâmplat, mă. Mi-a dat, ia. E incredibil așa ceva. Și asta e conexiune. Asta e tot de la calculator, mă, de la PC. Și nu înțeleg de ce. Nu-i dă energie la joystick, mă. Nu-i dă curent. Curentului. Ia să vedem acum alea. Nici nu-l vede. Nimic, frate. Nimic. Nu. Nu a fost la trei case. Deci, sincer, nu știu ce a pățit. Vă dați seama că nu mai pot să joc, gata, să termină șmecherea. Weekend League-ul n-am, că nu mai am joystick-ul. S-a dus ăsta. Dar chiar, serios, dintr-o dată așa. Da, n-am ce. N-am aruncat mă nimic la trei case, mă. N-am, că de obicei nu arunc. Nu că de obicei. Chiar nu arunc, că n-am de ce să arunc. Uite, a plecat toată lumea. S-au supărat băieții. Că sunt... Că... Arunc astea pe aici. Ăsta nici nu-l vede, nici nu-l aude. Ia. Hopa, ți-ai revenit, mă? Deci, a mai rămas un joc și nu pot să-l joc. Până rezolv eu problema. Zi cum să-i dau Petrișor, să-i dau din tastatură, zi. Îi dau din tastatură să joace și la revedere. Yes. Ia dă-mă să joc eu din tastatură. Să încerc să joc din tastatură, să vedem. Merge sau nu merge? Care-s butoanele? Zi, care-s butoanele? A, S, W. Asta e ultima. Mai joc și de pe tastatură. Mâncava și sufletul vostru. Thank you.
asta Vieri, Benzema, Llorente. E problema pe tastatură e că nu știu să mă apăr defensiv, e jale. Și pe care schimb omul. N-am nicio șansă. O să deschid pachetele acum. Și vedem. Vedem în weekend ce facem. Așa, să deschidem noi primul pachet. Pac. Ia să vedem ce avem. Italia de la Roma și l-avem pe Spinazzola. Da, Petrișor. Ai văzut că joystick-ul la revedere. Nu știu ce a pățit. Move. Și pe ce apăs acum ca să îi trimit? S? Nu S. Cum îi trimit către club ăștia toți? E? Da, mă, da. Nu e și nu primești, de-aia v-am zis că nu prim, eu, în fine, nu mai știu cum a jucat. Dar nu primea joystick-ul curent. Știi cum e, e vorba aia, fur curent. Ei, ăsta nu mai fură curent. Livakovic, era să zic Likavovic. Uite și tu, hal de pachete, nimic. Pam, 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 player celebration, e. O, avem și 3K. Bravo. Și ultimul pachet. Hai mă, tot și tu ceva special. Anglia. Ia vezi, mă, CB. Bă, ești nebun. Cine ești, mă? Care ești, mă? Bar trip. M-am și speriat. Am zis că o fi vreo... O fi vreun icon ceva. Mamă, ne-a dat de neajulit. Doamne, ce petardă de... De pachet. Clivert, ăsta e băiatul lui Clivert. Da. Trebuie să-i dau curent. E, na. Bun. Bun, guys.
Transfer, ce avem la transfer aici? Avem ceva la vânzare, Petrișor, de... Ha? Ne dă asta transfer ce? Transfer list. Ce mai bun? Ah, ăsta l-am vândut, ăsta lasă-l așa, că ăsta e bine pentru viitor. Când începui... Păi stai întâi să văd ce joystick am, ce... Întâi să văd cum o reglez. Dar cred că rămâne sâmbătă și... Sâmbătă și duminică. Dacă nu... Dacă se întâmplă ceva, te anunț. Și joci tu, weekendul. Bine? Dacă e să plec pe undeva. Bun. Bun, dragilor, vă mulțumesc din suflet că ați fost pe live. Cei ăștia care ați fost? Mulți, puțini. Ăștia suntem, cu ăștia defilăm. Și vă doresc o seară cât mai plăcută, vizionare plăcută, că avem meciuri la TV, avem de toate. V-am pupat și încă o dată, muchas gracias, amigos. Ciao, ciao, ciao. Seară bună. Thank you.
Bye-bye.